Bună seara, dragi cititori! Așa cum vă anunțam puțin mai devreme, iată-ne la cel de-al doilea eveniment din această seară, prima zi de târg, 14 noiembrie, târgul de carte Gaudeamus, a 25-a ediție, o ediție jubiliară. Sărbătorim săptămâna aceasta, este o săptămână plină, pentru că Radio România, organizatorul acestui târg, face 90 de ani de activitate, este și centenarul, așa că multe motive de sărbătoare. În cel de-al doilea eveniment despre care vom vorbi în această seară la standul editurii Herald, este vorba despre colecția Autobiografia, evenimentul Ecaterina cea Mare a Rusiei, memoriile țarinei care a schimbat lumea, lansarea cărții Ecaterina cea Mare în colecția Autobiografia, o colecție în care au apărut multe cărți, multe personalități sunt prezente în această colecție. Aș enumera așa foarte, foarte pe scurt. Multe sunt traduceri ale doamnei Anca Irina Ionescu, pe care o avem invitat alături de noi în această seară, ca în postura de traducător. Vorbesc despre spovedania lui Lev Tolstoi, despre Sigmund Freud, Viața mea și psihanaliza, biografia lui Romain Rolland despre Mahatma Gandhi, Mark Twain, William Butler Yeats, memorii, Winston Churchill, și iată acum despre Ecaterina cea Mare a Rusiei. Colecția Autobiografia are ceva de oferit pentru toți cititorii și imediat o să-i dau cuvântul și colegei mele, Luisa Neag, coordonatoarea colecției și cea care aș spune că s-a aplecat spre redactarea acestei lucrări, Ecaterina cea Mare. Caracterul dinamic al acestei colecții, Autobiografia, este imprimat de varietatea personalităților prezentate, așa cum am spus, și a domeniilor în care aceste personalități s-au remarcat. Politică, știință, filozofie, literatură, psihologie, spiritualitate. Oricine se poate simți încurajat raportându-se la inovatori ce inspiră prin perseverență și tenacitatea cu care și-au urmărit ideile, prin caracterul, metodele și scopurile care la vremea lor au scandalizat, au uimit sau au transformat societatea. Invitații noștri din această seară, așa cum vă spuneam, doamna Anca Irina Ionescu, traducătoare și o veche și prietenă colaboratoare a editurii Herald, domnul profesor universitar, doctor istoric la Facultatea de Istorie a Universității București, domnul Radu Vergati, și colega mea, așa cum vă spuneam mai devreme, care ne va împărtăși câteva colecția Autobiografia în care a apărut Ecaterina cea Mare și, bineînțeles, pentru cei pasionați de autobiografii, ea ne va împărtăși și câteva idei despre următoarele cărți care vor apărea în această colecție, portofoliul editurii Herald. Luisa? Mulțumesc, bună seara, bine v-am găsit, bine ați venit, de fapt. Așa cum a spus și colegul meu Sorin, colecția Autobiografia este de fapt o colecție, dacă putem să o numim așa, de oameni, mari personalități care au schimbat istoria, ființe care, de la care putem să extragem oricând motivație și putere, pentru că atunci când le citim poveștile la persoana întâi, putem să ne identificăm cu ei, putem să vedem că o mare operă apare încetul cu încetul din zbaterile și din frământările, poate, încercările unei ființe umane care se luptă poate cu aceleași lupte ca și noi, și atunci întotdeauna vom avea de câștigat de la citind aceste autobiografii. Sunt oameni care și-au urmărit pasiunea și vocația și sunt oameni care ne învață că o mare operă se clădește încetul cu încetul, zi după zi, fiecare bătălie pe care o câștigăm din nou și din nou. Personajul pe care vi-l propunem astăzi este Ecaterina
din toate părțile, le găsim în multe locuri. Ceea ce vă propunem noi aici și acum este primul ei caiet de memorii, primul ei jurnal, primii 30 de ani, practic, și unde putem să întâlnim... Noi suntem obișnuiți să știm că a fost o mare țarină, că a lăsat o urmă de neșters în istorie, că a fost foarte puternică, a făcut niște reforme foarte îndrăznețe, era foarte deschisă către progres, avea și foarte multe aventuri și, mă rog, foarte multe povești, dar poate că puțin sunt cei care au cunoscut-o la începuturile ei, când era o adolescentă timidă, care nu ieșea din cuvântul mamei ei și al împărătesei Rusiei la vremea respectivă. Modul modest în care a trăit în primii ei ani, chiar aproape mizer în unele momente, poate doamna Anca Irina Ionescu o să ne povestească mai multe. Deci, dincolo de toată gloria la care a ajuns, cine era de fapt această ființă? De unde a provenit ea? Cum a ajuns ea să fie dintr-o fată așa modestă, cum vă spuneam, să devină atât de puternică încât fața ei se înclinau cu respect marile personalități ale vremii și chiar mințile luminate, cum ar fi Diderot și Voltaire. Spunea Sorin că mă invita să vă povestesc despre următoarele titluri la care lucrăm pentru această colecție. Deci avem în lucru memoriile lui, autobiografia lui Dalai Lama, lui Henry Ford și memoriile Virginiei Woolf. Mai departe scrie în carte. Tu cumva ai anticipat întrebarea pe care eu o să-i adresez doamnei Anca Irina Ionescu. Din această autobiografie, Caterina cea Mare, aflăm în primul rând care sunt originile viitoarei țarine. În ce mod a ajuns ea să candideze, cu ghilimelele de rigoare, la scaunul împărătesc rus, în condițiile în care era născută în Polonia, fiind fiica unui prinț german. Cum a ajuns, exact cum spunești tu, Luiza, de la o fată modestă, care nu ieșea din cuvântul mamei și al împărătesei, dorind să fie pe placul tuturor, la țarina în fața căreia se înclinau marile personalități ale momentului, ale vremii, de la capetele încoronate la mințile luminate, cum ar fi Diderot și Voltaire. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, pentru că eu sunt o mare susținătoare a Ecaterinei. Cum a ajuns? În prefață pe care am intitulat-o Adolescenta însingurată sau cam așa ceva, spuneam că a ajuns pentru un motiv foarte bine precizat, și anume, cum se spune acum, ca să producă un moștenitor. A fost aleasă pentru acest scop, întrucât împărăteasa actuală, care era fica lui Petru, împăratului Petru, nu avea moștenitori și totuși trebuia să se asigure succesiunea la tronul Rusiei. Culmea este că exact acest scop nu putea să și-l îndeplinească. În memorii care prezintă prima perioadă a vieții ei, deci nu acea împărăteasă de care tremura o lume întreagă și în fața căreia se închinau mințile luminate, ci o adolescentă sfioasă care era ținută sub o pază extraordinară. Ducea o viață foarte grea, plină de lipsuri, într-o casă care se dărâma peste ea, invadată de șobolani, gata să ia foc, trece prin nenumărate și absolut imposibil de imaginat suferințe. Este lăsată să moară pur și simplu după ce aduce pe lume acest moștenitor. Pentru că numai pentru asta fusese adusă. Asta au gândit alții în locul ei, dar ea a venit, deși avea numai vreo 14 ani în momentul în care a fost adusă în Rusia, a venit cu trei scopuri foarte
foarte bine precizate, și anume 1. Să plac soțului meu, să plac țarinei și să plac poporului rus. Primele două le-a ratat. Soțului nu i-a plăcut, atât de puțin i-a plăcut încât după 8-9 ani de căsătorie, Ecaterina era încă fecioară. Noi putem să râdem, da, dar nu era așa pentru ea, era o situație foarte periculoasă, pentru că putea fi repudiată în orice moment, căci scopul ei acolo ăsta era, să producă un moștenitor. Nu l-a produs, căutăm pe altcineva, dar nătărăul de soțul ei, pare rău că mă bruiază, dar așa este, eu am dreptate, da, am vorbit urât, dar nu merit altfel și am să vă spun, o să-mi dați imediat dreptate. Când în sfârșit li s-a dat voie să doarmă împreună, ce credeți că făcea el înainte de culcare? Își aducea jucăriile în pat și se juca cu soldăței de plumb pe suplapumă. Așa a înțeles el să consume căsnicia, deci aveam dreptate, deși m-a bruiat microfonul. Nu și-a îndeplinit deci primele scopuri, nici n-a plăcut împărătesei, dar l-a atins pe al treilea, care era esențial, a plăcut poporului rus. Și atunci, în momentul crucial, a reușit să preia frânele acestui uriaș imperiu. Și cum a reușit, printre altele, învățând foarte bine limba rusă. Nu este deloc ușor să guvernezi un popor într-o altă limbă decât cea pe care ai învățat-o de la mama ta. Nu cunosc niciun alt suveran de anvergura ei, de calibrul Ecaterinei, care să fie avut această performanță. Oricare dintre contemporanii ei, bărbați sau femei, au vorbit în limba mamei lor și s-au adresat poporului în această limbă. După cum știți, până și Hitler a avut acest avantaj, știa să vorbească foarte bine, știa să vorbească în limba germană. Dacă n-ar fi știut, poate n-ar fi ajuns unde este. Deci este un element absolut fundamental. Ori ea a învățat această limbă. E drept că era poliglotă, mai știa încă vreo 5-6 alte limbi, dar despre limba rusă a spus: aceasta este limba noastră. Când un ambasador a încercat să-i se adreseze în engleză, ea a spus: nu, atunci vorbim în franceză, și eu i-a răspuns în rusă. Deci limba franceză era limba diplomației, dacă vorbiți în engleză, eu vorbesc în rusă. Deși știa engleză. Deci cel de-al treilea scop l-a atins foarte bine. Și spunea colega mea că, mă rog, a avut diverse aventuri. N-a avut mai multe relații sexuale decât au avut contemporanele ei, să zicem. Sigur că cu un asemenea soț, ea trebuia până la urmă să producă un moștenitor, și cum l-a produs, chiar i-a spus împărăteasa, nu contează că ea s-a scuzat la un moment dat, ce să fac, ce nu contează ce faci, și tu trebuie să aduci pe lume un moștenitor, și i-a indicat, așa, oarecum indirect, sunt doi tineri acolo, cu tare și cu tare, ea a înțeles aluzia, a făcut ce trebuie, tot atunci și cneazul, marele cneaz, a fost de acord să consume căsnicia, deci copilul s-a născut, însă s-a născut așa, exact în momentul critic. Deci cam la 8-9 luni după ce prințul Creazul, marele cneaz, a avut relații. Deci eu nu sunt foarte sigură dacă dinastia Romanov a mai avut vreo relație cu Petru sau nu, vorbind așa pe bază de ADN, dar oricum Ecaterina și-a făcut datoria, iar cât despre relațiile ei, era o femeie normală, cu o sexualitate normală. Dacă ar fi trăit acum, nimeni nu s-ar fi mirat de ea, dar nici atunci. Gândiți-vă că atâtea împărătese contemporane cu ea, nu, să zicem Maria Tereza sau Victoria a Angliei, au avut atâția copii, nu? Cât Maria Tereza a născut de 16 ori. Dar a avut cu cine? Deci dacă a avut cu cine? A avut un soț care își făcea datoria. Ea nu a avut, nici n-a mai avut niciun fel de soț, pentru că, după cum știți, în momentul critic a reușit să câștige regimentul de gardă de partea ei și, pe urmă, s-a întâmplat cumva așa că săracul Petru a murit. Nu se știe în ce împrejurări, zice că...
L-a omorât frații Orlov, dar ei s-a raportat că, știți, ne-am duelat, dar cum se întâmplă că, de fapt, el nu avea sabie. Deci, chineazul nu avea sabie. Deci asta a fost Ecaterina. În felul acesta a reușit să devină o extraordinară împărăteasă, o persoană cu o cultură extraordinară. Pe mine mă surprinde capacitatea ei de a înțelege poporul rus. Poate nu știați, este printre primii traducători din Shakespeare în limba rusă. Este ea însăși literată, autoare de piese de teatru care i s-au și jucat la vremea respectivă. Deci este o personalitate absolut uluitoare și complexă. Și-a făcut o bibliotecă personală pentru care cheltuia uriașa sumă de 40.000 de ruble pe an. Este absolut imens și pentru zilele noastre. Deci, prin cultură, prin hotărâre, printr-o voință de fier, a reușit să devină din adolescenta sfioasă și chinuită de toți, de toți cei de la curte, a reușit să devină această mare țarină. Și o femeie absolut normală din toate punctele de vedere. Pentru domnul profesor Radu Vergati, cartea Ecaterina cea Mare redă prima parte a vieții celei care avea să devină, așa cum am spus mai devreme, Marea Țarină. Am văzut că cel puțin la început Ecaterina părea doar o fetiță ușor emotivă, timidă, în care n-am fi putut ghici toată forța, determinarea și hotărârea de care a dat dovadă mult mai târziu. Care au fost până la urmă sursele ei de putere, de unde și-a extras ea seva? Iubitor ai cărții, sigur că trebuie să încep prin a mulțumi doamnei profesoare Ionescu, domnului profesor Guga, pentru invitația de a vorbi astăzi. Prima problemă este aceea a modului în care acest jurnal scris direct, imediat după întâmplări, de către Ecaterina, a ajuns să fie pus în circulație. S-a spus multă vreme, neîndreptățit, nejustificat, pentru a se motiva un asasinat, că fiul ei, Pavel I, nu i-ar fi plăcut. Cu toate acestea, trebuie să țineți seama de un fapt extraordinar. Acest jurnal a fost legat cu panglic și scris pe el, cu mâna țarinei, că este destinat fiului ei. Ori nu dai unui fiu nedorit gândurile tale intime. Aici se aduce o corectură din punct de vedere istoric. Destinatarul acestui jurnal, care este extraordinar în felul lui, este fiul ei, Pavel, care i-a urmat pe tron 5 ani și a fost un mare reformator, să știți asta, gândiți-vă la legile pe care le-a dat el și la cei cu care s-a asociat și s-a întâmplat. Dumneavoastră puneți aici o întrebare. Cum a ajuns să fie ea atât de mare? Aici trebuie să ajungeți la un răspuns printr-un proverb. Cine se aseamănă, se adună. Ori, ea fiind de foarte bună calitate, și intelectuală, și morală, fiind chinuită de mama ei, invidioasă pe ceea ce a putut să ajungă tânăra, pe inteligența tinerii, a chinuit-o și atunci fata s-a aliat cu oameni de bună calitate. Gândiți-vă numai la figurile kneazului Potiomkin, gândiți-vă numai la generalul Suvorov, gândiți-vă la amiralul Ușakov, pe care ea l-a ridicat dintre luntrași și l-a făcut unul dintre cei mai mari
amirali ai armatei ruse care a creat flota în Marea Neagră. Este o situație la care trebuie să vă gândiți și aveți răspunsul imediat. Dacă nu era de bună calitate, nu s-a aliat cu așa. Este meritul ei deosebit. Cum este un conducător prost, aduce numai prost. Pe când la ea nu este. Are o tenacitate și o disciplină extraordinară, dobândită de la neamul ei, germanic, își provenea dintr-o familie provincială din Stettin, care avea rădăcini însă în Suedia, în familia Vasa, una din marile familii creatoare în Europa de Nord, și pe linia aceasta au fost niște gene care au dus-o mai departe. S-a pus problema aici a modului de a scrie a jurnalului. Babette, acea dădacă a ei care era franțuzoaică, venise cu disciplina școlii iezuite cu care a putut să o învețe pe ea limba franceză, devenită limbă diplomatică, cam cu 100 de ani înainte de a se sui ea pe ea. Franceza a devenit limbă diplomatică în urma băcii de la Bidasoa din 1659. Atunci a fost impus pe plan european. Până atunci se folosea limba latină. Ea a știut să învețe foarte bine franțuzește, să vede de cum scrie în jurnal. Jurnalul publicat la Londra, a prima oară, arată foarte clar. Era o bună cunoscătoare a limbii. Pe urmă a folosit o metodă extraordinară pentru a învăța limba rusă. Metodă din care poate s-a inspirat și Emil Flora. Anume, ea lua lecțiile de limbă rusă scrise în caiet. Le citea, le recitea, învăța de acolo cele mai bune și mai frumoase expresii din limba rusă și le folosea până în conversație. N-a avut niciodată un bun accent rusesc. Dar cu toate acestea, a avut o bună cunoaștere a limbii, o bogăție extraordinară a vocabularului și a putut, în felul acesta, să înțeleagă tot ceea ce spuneau cei din jur. În felul acesta, ea, ca fată, a știut să evolueze. Când a avut o relație cu soțul ei, se întâmplă. Dacă vă aduceți aminte de căsătoria lui Louis XVI cu Marie Antoinette, este aceeași situație. Nu este o excepție, se întâmplă. Fiecare dintre cei doi a fost operat și pe urmă a făcut și el ce a făcut. Așa că, vedeți dumneavoastră, n-a fost o crimă, n-a fost o situație neobișnuită și extraordinară. A fost ceva obișnuit. Că era infantil acest Petru, soț al ei, Dumnezeu cu mine. Atât aia da Dumnezeu, știți? De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Și dacă cere, n-are de unde lua. Ce să ia de la asta? Este o situație cu totul deosebită. Că se juca cu soldați, puneți la altă problemă, cu ce fel de soldați? El se juca cu soldați în uniformă germană. Era germanofil, un copil germanofil, care avea și el niște jucării acolo și în loc să se joace cu nevastă, s-a se juca cu soldății. Fiecare cu posibilitățile. Ei,
Aici este meritul Ecaterinei, Sofie, cum se numește, meritul Ecaterinei, că a știut să treacă pe soare, să aibă maturitate, să înțeleagă boala și incapacitatea soțului. Sigur că n-a dat curs sfaturilor bătrânei țarine, care, să mă ierte doamna Ionescu, dar și ea fusese consumătoare de bărbați din plin. Eu știu. Așa, la fiecare mic dejun consuma câte unul. Dacă-l termina pe la alte mapa al doi. Așa că nu e o problemă. N-a urmat sfaturile acesteia, ci în momentul în care acest Petru s-a operat și și-a căpătat abilitățile necesare unui nostru, l-a făcut pe Pavel. Aici probabil că a fost gena lui Petru, deoarece și Pavel era german în plin. Nu se poate pune problema unei incapacități a fiului Ecaterinei. Ea a suferit mult în tinerețe, a știut să le duce pe fiul ei. De aici, din tinerețe, pune această problemă. Și își pune această problemă și reușește să le duce ca urmare. Nu poate să-i șteargă din minte și din spirit afecțiunea lui pentru german și pentru neamul germanului. Ea, deși este germană de origine, deși este strâns legată de familia Vasa regală în Suedia, luptă pentru Rusia. Ăsta este militul ei. Se stinge neamul Rovanovilor odată cu ea. Dar ea este cea care continuă acel act numit Testamentul lui Petru cel Mare, alcătuit apostol Stiplitas, și duce spre extensie Imperiul. Ea reușește să extindă Imperiul cu peste 300.000 de kilometri pătrați, ceea ce este nou. Ea reușește să impună noile reforme pentru oblastul, ceea ce astăzi este extraordinar. Reușește să facă drumurile, reușește să anexeze Crimea, să pune problema dreptului istoric asupra Crimei. Nu se aparține Ecaterinei, ci aparține în oarecare măsură lui Potemkin. Cade între două amoruri și o sticlă de vodcă, a făcut și actele pentru anexarea Crimei, pentru îndepărtarea hanului, trimiterea lui la Istanbul. Hanul a plecat întrezător la Istanbul și acolo a fost zugrumat din ordinul sultanului. Se mai întâmplă și greșeli. Vedeți dumneavoastră, transformă Crimea într-o zonă înfloritoare. Să nu uitați palatele cneziale, imperiale, care sunt în fine, în opera ei. Nu uitați altceva, nu uitați că Ecaterina este cea care își întinde granița între ea și sublima poartă până la talvegul fluviului Nistru. Și în acele condiții, în 1793, după exemplu lui Petru, care creează Petrograd, San Petersburg, ea creează capitala de vară a țarilor, Odessa. Odessa este creația ei. Urci pe scările alea, parcă te duce spre cer. Într-adevăr, spre cerul unde o
odihnește Ecaterina, preamărită, în primul rând de statuia splendidă care există pentru ea la Sankt Petersburg, o statuie, după mine, mult mai maestoasă, magnifică, plină de magnificență în raport cu statuia Mariei Tereza de la Viena și, într-adevăr, merită. Și merită să mergem pe scările de la Odessa, cine n-a fost să se ducă, să ajungă la cer unde o duce această mare. Mulțumim, domnule profesor. Mulțumim, domnul profesor Ato Delgati. Pentru o ultimă întrebare pentru doamna Anca Irina Ionescu, pe lângă alte completări pe care dânsa vrea să le facă, de ce este diferită această autobiografie față de alte autobiografii existente în această colecție și mai ales că este o lectură captivantă și de ce ați recomanda-o publicului cititor? Este o lectură captivantă, în primul rând, pentru că este scrisă cu foarte, foarte multă sinceritate. Un jurnal este scris de obicei pentru persoana care îl scrie, nu este destinat publicării. Deci dacă nu e destinat publicării, are mari șanse să fie foarte, foarte sincer. Ori acest lucru este deosebit de important pentru o persoană care după aceea ajunge să fie o persoană publică de asemenea anvergură. Pe de altă parte, este în total contrast cu ceea ce a reprezentat ulterior Ecaterina, nu? Este țarina de fier, cea mai teribilă din teribilele țarine ale Rusiei, că a avut destule. Iar eu, așa ca femeie, sigur că o recomand ca autoare. Este o femeie care scrie despre femei și vede viața din punctul ei de vedere. Aș vrea să vă mai spun ceva. Este o lectură captivantă pentru că este și foarte bine scrisă, așa cum spunea domnul profesor Delgati, pentru Ecaterina, franceza este parcă a doua sau chiar prima limbă. Exact, este limba maternă, a învățat-o de foarte mică, foarte de mic copil. Iar domnul profesor Delgati a spus că ea în limba rusă nu avea un accent bun. E normal. Poate nu știți acest lucru, eu sunt filolog, sunt de meserie și vreau să vă spun că o limbă care se învață după vârsta de 4-5 ani păstrează accentul străin. Deci dacă învățăm o limbă străină la 12, 14, 15 ani cât am învățat ea, oricât ne-am strădui, accentul acela al limbii materne rămâne. Uneori auzim pe câte cineva spune despre altcineva, ia uite-te domnule la asta de 20 de ani în România și tot mai are accent rusesc. Cum e cântăreața aceea? Nu, aia care cântă Marina română, Voica. Marina Voica. Stă de o veșnicie în România. Totuși accentul acela nu e supărător, n-aș putea spune. E puțin exotic. Sau prietenii noștri din Moldova. Nu pot să scape de accent. De ce? Pentru că accentul este ca amprentele. Este foarte personal. Trebuie să faci exerciții. Actorii fac exerciții în mod deosebit ca să scape de el. Cu toate acestea, Ecaterina a știut limba rusă cu mare finețe. Și pentru mine, ca filolog, iarăși este o lectură interesantă și o recomand, pentru că sunt anumite subtilități lingvistice. De exemplu, ea recomandă, îi se recomandă la un moment dat să nu vorbească așa cum îi vorbește confesorul ei, cel care o pregătea să treacă pentru că a trecut la religia ortodoxă. Pentru că la confesiunea ortodoxă. De ce? Pentru că acel mentor al ei era ucrainean și el vorbea cu accent și cu pronunție ucraineană și i s-a atras atenția, nu, pentru că îi super pe ruși. Dacă vorbești la Sankt Petersburg cu accentul acela, ei nu te vor crede, vor fi prost impresionat.
internat și atunci ea s-a străduit să vorbească rusa pură și notează acest lucru în jurnal. Câte alte femei ar fi dat atenție unui asemenea amănunt? Dar nu pot să închei fără o observație absolut personală care ne privește și asupra căreia domnul profesor Vergati mi-a tras atenția, pentru că la un moment dat, prin intermediul prietenului și colegului meu, domnul profesor Buga, m-a rugat să îi traduc un ucaz al Ecaterinei. Ucaz e un fel de decret, cum ar veni acum decret. Da, deci un decret prezidențial, nu? Sau imperial. Imperial, așa, prin care în 1799, în data de 2 decembrie, 779, ea la 2 decembrie, în ziua de 2 decembrie, a 7 decembrie 1779, semna acest ucaz prin care numea doi consuli în țara românească și în Moldova. Deci, acum toată lumea serbează 140 de ani de relații diplomatice româno-ruse. Iar eu spun nu. Sunt, da, părerea mea, eu așa susțin, sunt 18-19, mă rog, ceva în genul ăsta. Deci de atunci până acum sunt e un număr mult mai mare de ani, ceea ce dovedește că relațiile dintre Rusia și România, indiferent că România pe atunci nu era statul român ca atare, care a fost programat după cucerirea independenței, asta e altceva, dar erau totuși formațiuni statale recunoscute ca atare, iar relațiile consulare sunt tot relații diplomatice. Absolut, este un act de bunăvoință, cum spune foarte bine domnul profesor, dar și un act de mare atenție. Deci nu eram chiar așa fite cine acolo la marginea Imperiului. Eram o entitate statală importantă. Ba chiar la un moment dat, să știți că menționează și familia lui Cantemir și vorbește despre Cantemir, care, după cum știți, se refugiase la curtea țarului și rămăsese acolo, familia lui rămăsese acolo. Deci nerecunoscuse și acel caz este foarte amănunțit, precizează și suma, banii pe care trebuie să-i primească atât ca, cum să spun, ca soldat, sau cum să spun, leafa lui, dar și a dragomanilor, deci a pazei, cât trebuia el să, cât avea voie să cheltuiască cu curtea, cu toate acareturile pe care avea. Și, într-adevăr, 2 ani mai târziu, chiar au apărut aici acei consuli în ambele țări române. Deci, eu îi mulțumesc domnului profesor Vergati în mod special pentru acest lucru, că totuși avem mai mult de 140 de ani de relații diplomatice și nu puteam să închei această prezentare fără să fac această remarcă, această observație. Ecaterina a fost cea care pentru prima dată a stabilit aceste relații diplomatice totuși cu țările române. Citiți cartea, că o să vă placă! Mulțumim frumos doamnei Anca Irina Ionescu. Îi mulțumim domnului profesor Radu Vergati, mulțumesc colegii mele Luisa Neac, coordonatoarea colecției Autobiografia. Cu mesajul citiți această carte, este, cum am spus mai devreme, este o lectură captivantă, poate fi citită deopotrivă și ca un soi de roman, i-aș spune, epistolar, dar în același timp ca o carte de istorie, pentru că aflăm foarte multe lucruri din epoca acelor vremuri, ca o autobiografie, bineînțeles, deci o carte deosebită pe care vă recomandăm cu căldură. Mulțumim că ați fost alături de noi în această seară și vă dorim în continuare o seară plăcută!